Consiliul de Coordonare Județean. Aveți aici, în fața noastră, cei doi copreședinți ai Partidului Național Liberal și primul ministru desemnat de Partidul Național Liberal. Vă rog să le puneți ce întrebări doriți. Vreau să mai abordez un subiect foarte pe scurt, pentru că știu că vor fi întrebări și aș vrea să ating acest subiect. Este cazul ministrului de interne, cazul vicepremierului Oprea, pe care noi, cei din Partidul Național Liberal, încă de joi ne-am pronunțat. Au fost discuții între cei aflați la masă și astăzi, și ieri, și zilele trecute. Și am ajuns la concluzia că sunt în continuare întrebări la care vicepremierul Oprea nu a răspuns nici până acum și vorbim de un interval de 4 zile, practic, așa cum spuneați dumneavoastră, 4 zile de tăcere de când polițistul Bogdan Gigină și-a pierdut viața în misiune. Și tocmai pentru că este vorba de pierderea unei vieți omenești, cred că transparența nu este sau lipsa de transparență este inacceptabilă. Sunt, așa cum spunea domnul Predoiu și astăzi într-o comunicare publică, sunt două chestiuni care sunt extrem de grave aici. Odată se distruge credibilitatea instituțiilor și vorbim odată de Ministerul de Interne, care este o instituție a cărei credibilitate trebuie apărată de oricine, inclusiv de ministru. Și în al doilea rând, cred că se refuză o explicație sau o reparație morală familiei care merită toate explicațiile despre ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și așa mai departe. Spuneam încă de joi că dacă aceste lămuriri nu vor fi făcute publice, evident că se impune o demisie și mi se pare în continuare un gest necesar. Iar dacă această demisie nu va veni, desigur se impune demiterea domnului ministru de către primul ministru Victor Ponta. Am decis să propunem conducerii partidului, eu, domnul copreședinte Vasile Blaga, domnul Predoiu, să propunem conducerii partidului și grupurilor parlamentare luni să facem o discuție privitoare la toate pârghiile parlamentare pe care le avem la îndemână pentru a putea aduce lumină în această situație. Vorbim de mijloace parlamentare ca o moțiune simplă împotriva ministrului de interne, o anchetă parlamentară, o comisie de anchetă practic pe care am văzut că deja câteva ONG-uri au propus-o, interpelări și orice alt mijloc parlamentar care va reuși să lămurească o situație pe care eu cred că domnul ministru avea deja obligația să o fi lămurit. N-a făcut-o. Noi ca poziție pe care în mod consecvent am avut-o, punem interesul public înaintea oricărui interes politic. Noi am discutat cu PSD-ul și cu domnul Dragnea. Mi-a promis că vine cu bugetul de stat în 15 noiembrie. Vom fi foarte atenți și vom veni cu propriile noastre observații la buget, pentru că noi dorim un buget de creștere, dar nu sunt convins că va veni cu el în 15 noiembrie și nu fac aici un proces de intenție, dar tot desul a promis că până în 15 octombrie, și a trecut, vine și cu proiectul legii salarizării, nu? Personalului bugetar. Nu am văzut niciun astfel de proiect, probabil că nici dumneavoastră nu l-ați văzut, că nu aveați de unde, dar vrem să ne prezinte clar, mai ales că recunoaște cât pierde România din exercițiul financiar 2007-2013, ce are de gând să facă cu cofinanțările pentru viitorul exercițiu bugetar 2014-2020, mai ales că deja Uniunea Europeană, miniștrilor care au fost mai interesați, că și în guvern sunt miniștri și miniștri, le-au oferit o serie de oportunități, ca de exemplu cei de pe mediu. Pot să transfere, dacă au executat un anumit procent lucrările, pe viitorul exercițiu bugetar. Din păcate, nu este cazul Ministerului Dezvoltării, care pe por n-a cerut nimic din acest punct de vedere. De asemenea, este inadmisibil ca să continue așa și noi îl vom modifica când vom ajunge la putere acest sistem de atribuire a resurselor prin ordin de ministru. Cât timp a fost la guvernare, se transferau fonduri prin fondul de rezervă, prin alte modalități, doar prin hotărâri de guvern, publicate imediat în monitorul oficial. Așa e în pixul domnului Dragnea, el a inventat-o, sau a doamnei care conduce acum ministerul,
Și iată că lucrurile astea, din păcate, ne fac ca să aflăm câte inechități se întâmplă în alocarea resurselor după mult timp și de obicei le colegem din teritoriu. Eu sper, și cu asta închei, că demersul Partidului Național Liberal privind votul prin corespondență va fi finalizat în Parlament săptămâna care urmează. Prin Senat a trecut acest proiect de lege. Senatorii noștri nu au propus niciun amendament tocmai pentru a trece mult mai repede proiectul propus de autoritatea electorală permanentă. El este în proporție de peste 90% proiectul nostru, dar nu contează. E bine să treacă prin Parlament și una din restanțele pe care le-am avut toate partidele din cauza Partidului Social Democrat la Cotroceni pe codul electoral, deci restanța să fie și ea adusă la zi. Programul Ponta Femei este un eșec și responsabilitatea aparține Guvernului României, mai mult decât atât. Atât de grav este acest eșec, încât Fondul Monetar Internațional a spus că nu se poate negocia în acest moment cu România un alt program. Deci a compromis nu numai propria poziție, ci și poziția ulterioară a guvernelor care vin, care sunt în acest moment în poziția de a lua de la zero negocierile cu Fondul Monetar Internațional. Încă un bilanț negativ față de mitologia aceasta a bunei guvernări, pusă în circulație de Dragnea și Ponta. Ei spun, noi am guvernat foarte bine, noi am luat țara din criză și am dus-o pe creștere. Este fals. Nu au luat țara din criză, PIB-ul crescuse deja în 2012, după 3 ani de prăbușire, și nu au dus-o în creștere, pentru că creștere sănătoasă înseamnă dezvoltare. Ceea ce au făcut guvernul Ponta și Dragnea, spune eu, a fost să stimuleze consumul. Consum e altceva decât dezvoltare. Modelul Ponta e un model de eșec. Fiecare zi, fără demisia vicepremierului, e încă un cui în coșciugul polițistului Gegina. Doi la mână. Acest demers al nostru, al Partidului Național Liberal, este bazat pe valori, nu pe oportunism politic. Acum se vede foarte clar că noi am procedat corect la moțiunea de cenzură și n-am dat dovadă de oportunism politic. Noi acum cerem această demisie pentru că e în joc demnitatea guvernului, este în joc și demnitatea României, dacă vreți, este în joc respectul pe care guvernul, indiferent cine îl compune, trebuie să-l acorde cetățeanului și cetățenilor. Trei la mână, să nu-și facă cineva iluzii că este un demers de o zi sau două. Este un demers care va continua până când vom obține ceea ce dorim. Respect pentru cetățenii care au luat foc pe rețelele de socializare, care sunt gata să iasă în stradă și pe care îi sprijinim total. Noi ne-am ridicat în acest caz pentru niște valori. Nu are legătură cu persoanele pe care le cunoaștem din alte împrejurări, din trecut. Nu asta este problema. E o problemă de principiu. Accidentul în care a murit polițistul este un accident de muncă. Există o instituție care cercetează accidentele de muncă, se cheamă Inspecția Muncii. Această Inspecție a Muncii, până acum, de ce nu a făcut nicio lămurire cu privire la, vă întreb pe dumneavoastră, poate... S-a făcut ceva public și n-au aflat noi, sau au dat niște răspunsuri. Este aceeași problemă a lipsei de transparență. Lipsa de transparență înseamnă încălcarea unui drept fundamental, dreptul la informare. Cetățeanul este îndrituit să știe ce se întâmplă, într-un caz grav, într-un caz minor, în orice situație. Ăsta este unul dintre motivele pentru care am luat această poziție politică de a cere demisia. S-a încălcat și se încalcă în fiecare zi dreptul la informare. După 4 zile, societatea, familia în primul rând, și apoi ceilalți, societatea, cetățenii, trebuiau să știe exact ce s-a întâmplat, dacă a fost o încălcare a legii, dacă n-a fost o încălcare a legii, dacă a fost doar un accident nefericit, și atunci nu mai era o astfel de discuție. Am spus că luni vom discuta împreună cu grupurile parlamentare, inclusiv subiectul acestui demers parlamentar privitor la o anchetă parlamentară, o comisie de anchetă, dar, repet, vom discuta și vom opta pentru pârghia parlamentară cea mai eficientă, nu e exclus să optăm pentru mai multe. Putem să apelăm la ideea de interpelări, așa cum spunea colega dumneavoastră din presă, față de diverse instituții. Putem să chemăm ministrul în Parlament, putem să depunem o moțiune simplă împotriva ministrului
pentru a lămuri aceste aspecte în fața uneia dintre camerele Parlamentului, putem să mergem pe varianta, repet, a Comisiei. Sunt foarte multe pârghii pe care le vom analiza caz după caz și luni vă vom prezenta decizia pe care grupurile parlamentare, la propunerea conducerii, desigur o va lua. Domnul președinte Traian Băsescu tocmai a devenit șeful Partidului Popular. Da, desigur. Vreau doar o virgulă la sfârșit să-mi dau. Gata. Pe viitor vreo colaborare cu această mișcare politică? Deși în politică se spune să nu spui niciodată nu, de data asta e nu categoric. Chiar dacă am înțeles, nu am putut să urmăresc declarația domnului președinte, am fost numai în întâlniri de dimineață în Buzău, dar am înțeles că din nou vorbește de dragul PDL. Eu țin minte că vorbea de la perdea adio PDL și era nici mai mult, nici mai puțin decât fesenici de înrăiți. Și mai țin minte că în timpul campaniei electorale, după ce noi democratic l-am desemnat pe domnul Klaus Iohannis, candidatul nostru, și ne-am încolonat toți în jurul, în spatele domniei sale, mi-a spus textual, cred că vă aduceți aminte, Vasile, puteai să găsești pe cineva mai bun, adică pe Ponta, probabil, pentru că, indiferent ce spun cei de la Mișcarea Populară, ordinul pe regiment a fost în toată țara, așa, pe sumasă, votați-l pe Ponta. Ama, vedeți și jocul. Ponta, domnul președinte Traian Băsescu, cât va trăi, vă spune domnule președinte, a fost președinte României și mi-a fost și președinte de partid. Exact ca și în campania electorală, în precampanie și în campanie, doreau și au și reușit în mare parte să scoată din joc Partidul Național Liberal și candidatul lui. Adică, pe de o parte, puterea Ponta, pe de altă parte, opoziția Traian Băsescu. Și sigur, toți cei care știu despre ce este vorba, știu ce sunt campanii electorale, știu ce înseamnă expunerea mediatică, și-au dat seama de acest lucru. Numai că noi aveam ce spune românilor, am venit cu o campanie în forță, prezentându-l pe Klaus Iohannis, miticuri electorale mari și așa mai departe, și am rezolvat această problemă. Tot așa, doar săptămâna trecută, domnul Ponta de data asta a spus, domnule, opoziție, Traian Băsescu, domnule. Deci, e ceva ce am mai văzut în politică. I-am spus, dacă dânsul își face mari gânduri că își va întări partidul, vezi, Doamne, cu oameni care vor merge din vechiul partid către domnia sa, să înșeală. Cei care au avut de gând să meargă, să meargă. Iar marelui parlamentar care spune că sunt cu domnia sa, domnul Movilă, domnul, tot domnul a fost cu dânsul în Mișcarea Populară și pe oricum în Partidul Mișcarea Populară. Deci nimic nou sub soare. Dacă îmi bine, numai o secundă să fac și o completare la asta. Țineți minte că acum ceva vreme în noiembrie îl întrebați pe președintele Iohannis, candidat la acea vreme, cum ne raportăm noi ca partid la Traian Băsescu, și spunea atunci un lucru care este perfect valabil și astăzi. Deci, n-am făcut fuziunea nici pentru Băsescu, nici împotriva lui Băsescu, ci fără Băsescu. Lucrurile așa vor rămâne în continuare, dar așa, ca o mică răutate, dacă vreți, constat că și domnul Băsescu e la fel de unic candidat ca și domnul Dragnea. Adică la fel de mare democrație în PMP ca și în PSD. Nu. Deci, nu știu ce a declarat dânsa, dar mai în general nu comentez declarațiile pe surse, dar am înțeles că ar fi pe surse, că ar fi declarat cineva, că doamna Topolicianu, pe surse, în sfârșit, ar fi spus, nu știu dacă a spus, că eu aș fi fost atunci când cineva i-ar fi adus dânsei bani și așa mai departe. 1. Niciodată nu am participat la nicio discuție între dânsa, doamna Topolicianu sau altcineva pe orice temă, nu pe tema finanțării partidului sau pe alte teme. Dar vă mai țineți minte teoria cu mopsul, se ștergeau pe angenii în Modogan 22 că au scăpat de mine. După convenția din 2001 și eu și domnul 2011 și eu și domnul Preda rămas simpli membri de partid, deci nu avem treabă cu această campanie electorală.
Și eu nici nu văd cum partidul nostru vechi, Partidul Democrat Liberal, ar fi acționar în vreun ziar. Nu am auzit lucruri de genul ăsta. Dacă lucrurile astea s-au întâmplat, că am auzit că e vorba și de acțiuni la diferite trusuri de presă, deci nu. Nu avem astfel de... de... Trebuie să dacă dânsa spune, eu nu știu dacă a spus. Dacă dânsa a spus, întreabă că știe unde au venit banii și unde au plecat banii. Nu ne-am ocupat deloc de campania de București, nici de campania națională atunci. Probabil că dânsa are ce spune, că a spus că are ce spune și nu are decât să spună tot ceea ce trebuie și ceea ce cunoaște. Mulțumim! Nu? La întâlnirea noastră avem plăcerea să avem printre noi pe copreședinții Partidului Național Liberal, doamna Alina Gorghiu. Domnul Vasile Braga. Domnul secretar general, domnul Marian Petrache. Domnul Gheorghe Flutur. Și... nu în ultimul rând, domnul candidat desemnat pentru funcția de primier al României, domnul Cătălin Gregoriu Budeanu al nostru. Dragi colegi, așa prezentare, cum am ce spune. Vă rog frumos să vă înarmați cu multă răbdare, că am venit aici cu un speech destul de mare. Doamnelor și domnișoarelor, cu să rămână. Mulțumesc. Reprezint o organizație nu prea mare, cu o populație, deci cu ATU, cu 2500 de locuitori. De două ori cât suntem aici. La această capacitate, la nivelul organizației puternică, în județul Buzău. E lucru care sper că își dorește împreună cu cei care te-au susținut și nu numai cu cei care te-au susținut, ci cu toți locuitori. Vreau să vă spun că dintre problemele care au fost ridicate de către oameni la alegerile, din cerințele oamenilor au fost îndeplinite. Cu părere de rău, între 1 milion și 1.200.000 de ori. Trebuie să te bazezi așa. Nu mă mândresc că sunt un om zgârcit și nici la Torenți și regularizare de mal la este mai degrabă o frână decât un sprijin în derularea și în temea. Și mai vin cu o durere. Cum păcatele oare o comunitate, un sat, echivalenți nu beneficiază de fonduri europene. Măsura știau cu adevărat ce se întâmplă, dacă nu dădeam banii aia, noi trebuia să dăm 40 de... Ce mai făcea Cătina? Ce se întâmpla dacă guvernul, prin fondul de garantare sau alt, venea și spunea, băi, ăsta a făcut proiect, a fost implementat, scuturat și știu că e corect, hai să-i dăm banii, nu-l pun pe el, să ducă să-mi plătesc banii care a venit la Comunitatea Europeană, sprijin.